Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip aici din păduri. Vă imaginați, vă dați seama că iarăși am venit la hribi, cu toate că plouă. Da, pădurea e plină, de oameni. Cam greu să mai găsești câte un hrib ieși pe acolo. Am găsit, dar o să vă arăt sacoșa când găsesc primul hrib. Da, așa că acum vă iau frumos în plimbare cu mine, ca să trageți un pic de aer, de aer ozonat, da, cu oxigen de aici, de la păduri. Ia, plin de oameni, comunic, așa se comunică în păduri. Da, ia să vedem pe unii găsim noi un hrib, ca să vă arăt, captura. Da, ce am găsit, cât am mers numai la deal, acum mă întorc spre mașină, locul unde am lăsat mașina, pentru că sunt niște pienți. Aici e un pic de munte. Aici un pic de munte, nu e chiar ușor accesibil. În zonele astea e mai dificil, trebuie să ai motor puternic, altfel rămâi fără suflu. Da. Ia. Nu, niciunul. Unii găsesc un hrib acum. Să găsesc un hrib. Să văd eu pe unii drumurile astea. Să văd să nu mă rătăcesc pe undeva. Da, păi da, tot la vale. Trebuie să găsesc un pârâu și mă duc tot la vale. Sper că nu mă rătăcesc pe aici. Că mai vine cu doi prieteni, dar nu știu pe unde o fi rămas ei. Îi găsesc eu acuși imediat, îi găsesc, cred că pe aici m-am rămas eu și am strâns ceva și i-am pierdut. Dar o să-i găsesc. Nu-i niciunul, nu-i niciunul. Hribule, unde ești? De aici nu-i, e frunză. Cred că sunteți curioși să vedeți ce am în paporniță. Da, pe aici am găsit când am venit. Acum la întoarcere e cam greu să mai găsesc. Ia auzi, domnule. Auzi că asta e comunicare. Comunicare non-verbală. Ziua. Ia uitați că l-am găsit și acum trebuie să vă arăt și geanta. Cam asta am găsit de când am venit în pădure. Eu zic că e bine. Ia uitați-l și asta. Cât e de grăsan și frumos. Ia să vedem și aici. Așa, străini, ăștia nu sunt comestibili, sigur nu sunt comestibili, ia să vedem. Nu, ia uitați aici, erau comestibili ăștia, umpleam sacoșa, da, de mai departe aici, bagă de pe aici, prin ticărăi, prin brăduții ăștia peste tot, da, ia să văd aici unde este alb. Comestibile sau nu? Nu. Ui. Ia să vedem și pe aici, domnule. Asta e creasta cu coșul. Ce e asta?
Am să mă uit un pic în ghidul cu legătorul de ciuperci. Vedem. Ia. Cred că e comestibil asta. Cam așa și așa. Ia uita și dincolo. Eu am treabă cu hribi acum, pentru că cei care am strâns data trecută deja îs puși pe căprării, îs mâncați, nu prea au mai rămas, cine știe ce. Și am zis că trebuie să facem un pic de zacuscă cu hribi, așa cu ghebe am mai făcut, dar cu hribi nu. Și dacă tot e vremea asta așa de ploaie, de altceva nu, decât de stat în casă, zic că hai un pic la plimbare prin pădure. Da. Ei, și cățel. Hai. Ciocumic. Ia uitați aici pălăria șarpelui. Ia uite cum arată. Cât e aici. Periculoase ciuperci astea. Periculoase. Mamă, ce râpă e aici. Vălea, poate să fie aici hribi unul lângă altul. Dar pipoteca asta aici e umedă, acum nu știu cum a scobor eu pe aici. Cam greu. Panta e mare, ia uitați-o leacă. Ia uitați-o leacă așa. Acolo ce e? Poate alunec pe aici și mă duc. Aici e râpă din coași, râpă. Ia, miaiță, mergi și pe bârnă ca Nadia Comăneci. Că n-ai ce face altceva. Ușurial, așa, încetul. Cuplează 4x4 de la mic. Aoleu! Dacă am scapat până aici, e bun. Da, cu să nu merească să ajung la vale, că nu i-am mai interceptat, nu i-am mai găsit. Da. Da, toate drumurile duc la mașină, că n-ai cum altfel, trebuie să mă duc la vale și pe urmă ne găsim noi acolo. Hei, domni, ia uitați și aici, e pălăria așa, niciodată n-am văzut așa, așa de multe și așa de mari. Ia uitați și acolo, da, ia să văd eu pe aici, da, sau de pârâu, înseamnă că-s pe drumul cel bun, deci tot la vale. Undeva trebuie să vierse, că mașina e lângă pârâul care vine de la deal, doar n-a să vină de la vale, da, domni, și aici. Unde să mă duc eu pe aici, pe râpa asta? Ia uitați și aici. Ia și acolo. Ei, dacă ar fi hrib, da, m-aș duce. Dar nu, aici nu-s hrib. Doar pălăria șarpelui. Pălăria șarpelui. Ia să mă uit pe aici, în zonă. Nu, niciun hrib, nimic. Mamă, și aici. Hai înapoi, neiță, că nu-i din noi. Nu-i din noi, nu-i dată. Ia să văd eu așa, ușor, încetul. Ușor, cu grijă. Nu, ăla nu-i hrib. Nu. Ia. Acolo. Nu. Accidentat rău tare drumul. Ia să văd pe aici, prin malurile astea. Wow. Hai, Doamne. Cam dificil. Cam dificil, dar nu imposibil. Opa, așa. Mamă. Ia uitați-le astea aici. Splendorile naturii. Ia uitați-le cum stau. Ia uite. Da, și din coace. Ia uitați, una lângă alta, cum stau. Da, ribii n-ar sta așa. Da, chiar dacă erau executa ibedea la câtă lume este în pădure, vă dați seama că nu au nicio șansă să mai rămână așa. Ia să văd eu, mamă, scobor pe aici. O fi bine, o fi rău pe aici, nici nu-mi dau seama. Da, nu contează. Nu contează, tot pe drum la vale. Ies eu undeva. Într-o parte sau alta de munchi. Da. Înseamnă că trebuie să traversez partea aia înaltă. Dar nu înțeleg.
pe unde am venit, că n-am traversat pe râu. Acum mai urc mie aici, dacă ai unde. Aha. Ce fac acum? Mie aici și faci acum, unde te duci? Ai vrut pe râu. Na, du-te pe râu. Na. Unde te duci? Hai, poftă. Na. Unde mă duc? Tot la vale, nu? Mai găsesc eu pe aici abureț. Niciodată. Se urc oare acolo? Fai de-o. Adică să-ți păstră pe aici. Mai da și maluri abrupte și o să pată apa aici. Cum să mă urc acolo? Da. Doamne. Da. Hai la val. Ursul, dacă îl mai văd pe aici, cred că. Da, uite așa aici, cascada Niagara. E bun. E bine. Uai, Doamne, și acolo. Dacă am dat iară de un drum. Ia, acolo-i buretii ăla. Dacă-i buretii ăla acolo, nu, e frunză toată ziua. E frunză toată ziua. Nu. E, ia cu... Iar pe drumul ăsta. Trebuie să ajung undeva. E, noroc că am cesne. Ia uitați cum e. Ia uitați o levăță aici. Cam și... Toată vara... Nu a plouat. E, acu, îi dă pe viață. Face 100 de litri la zi, pe metru pătrat. Ah, cred că ajung. Că văd că s-au potolit dealurile. Pențele astea. Da, da, n-ai nicio șansă să urci pe aici și să... Mai găsești ceva. Ca pe perete ea. Ai, Doamne. Iară prin pârâu. Noroc că nu-i dă tare. Că am eu o pelerină, dar... Vă dați seama că nu-i prea comod să... Să circul cu ea. Frumos aude apa. Susuroate. Am văzut de la distanță, am zis că ăștia scripi. Scripi? Oare scripi? Ies eu. Na, ăștia nu scripi. De-aia, dacă erau hribi. Dar nu scripi, nu știu ce bureță, să ăștia, dar oricum nu-s comestibili. Da. E. Hai, dai mai departe, mi-ați. Dai mai departe, că... Te-o lua foamea de-acum. Opa! Opa, ta, stai o leacă. Te văd eu ceva acolo, dar acela cred că e hrib, sigur.
S-a uitat frumoasă. Na. Și mă duc eu până acolo. Mi-a înșelat privirea. Da, nu. Înseamnă că nu mai am mult pentru că văd versantul celălalt de drum. Așa că sunt aproape. Sunt aproape. Vreau să urc eu pe tăpșanul ăsta. Aici nu găsesc nimic. Na. Aici trec cu animale, cred. Nu știu. Am văzut ceva aici, dar nu. Astea nu-s comestibile. Nu. Nu. Nu sunt comestibile. Ia să intru eu în brădișul ăsta aici, să urc un pic, da, de ușorul ăsta. Poate mai găsim vreun crib ușor, așa, în direct. Ia să vedem. De aici, printre brăduți. Da, aici cred că a fost unul, da. S-a stins din viață. Aici, asta nu este comestibil. Nici nu-l mai deranjez. Da. Aici. Nici aici. Nu. Da. Degeaba am urcat. Este cobor. Opa. Vezi, ăsta ce e? Nu e hrib ăsta. Nu, e altceva rău. Da, mă, că sunt ețește și ploaia, bine că s-a aproape de finalul. Opa, iarăși, dacă ai urcat, acum coboară. Opa, nu ți-o înfrânire. Opa! Ușor. Da. Când plouă, bine că nu bate vântul, că e periculos când bate vântul, că sunt crengi uscate și ai șansa să nimerești vreo una. Adică să te nimerească ea pe tine. Da, deci nu e indicat când e furtună, vânt, așa un pic de ploaie, mai merge. Opa. E bine că am ajuns iarăși la cota zero aproape. Opa, că aici e gata. Înseamnă că e o proprietate privată. Da, ne apropiem. Ia să vedem. Da, toată lumea s-a dus acolo sus, pe platourile alea, și i-a dat căutare. I-a dat Google Search. Da. Căutat până când cules tot. Ai nimic. Eu sunt mulțumit. Uite, s-au trecut cu mașina, domnule, aici. Hai să nu ziceți că am ajuns exact unde trebuie. Dacă am ajuns unde trebuie, dar nu cred. Și mașina mea aia, o fi alta, nu cred. Nu. N-am aici, treci acum. Dacă ai pe unde treci, ia stivă. La deal apă, în față apă, și faci cu unde treci. Hai, tată. Hai, poftim. Și faci. Cred că a plouat și acum s-a mărit apa. Trebuie să mă duc pe unde e mai subțire. Ăsta șmecherul intra cu mașina. Eu n-am putut.
Nu am putut să intru cu mașina, da. Acum ia aici, dacă te-ai uitat la lăboanță, opa, opa, na. Să mă duc să văd pe unii o leacă mai intensă apa ca să pot să trec. Este vreo punte acolo? Cum nu trec eu acolo? Ce faci mie aici? Tu nu treci. Ia să încerc aici. Op, așa. O dat. Ce fac eu? O fi adâncă oare? E adâncă. Treci peste șisul. Treci. Să mă duc mai la deal. Ne, e moale. Și o fost mai mare. Aia mă risc mai la deal încolo, văd eu leacă, să văd. Dacă știam, vineam undeva pe aici, trecem cu mașina, că nu-i să udau cauciucurile prea tare. Ia să văd. E, asta este, dacă m-ai uda, m-ai uda. Ce să fac? Oi, aici-i prea rău. Tot acolo încerc mai la vară. N-am ieți. N-am ce face, asta este, trebuie să mă bag. Acolo cred că e mai sub țări. Aoleu! Gata, am reușit. Am reușit. N-am luat apă. Uf. Da, acum să caut mașina, să văd dacă o găsesc. Cred că mai la, mai încolo. Ia să văd eu. Nu e aici, că n-am trecut apa, dar cred că mai la vale. Ia să văd. Nu. Aia nu-i mașina mea. Așa, cred că e mai la acolo, mai încolo, cred că e. Am venit mai... Ia să văd. Acolo e mașină. Ia să văd. Oh, ia uitați-o unde e mașina aia. Ia uitați-o. Ia. Ia uitați-o unde e mașina aia. Mamă, mamă, de mers. Acolo e. E bun. Da, trebuie să mă duc la deal, dar nu mi-am dat seama. Eh, n-arnic, las că ajung și acolo. Eh, și am ajuns. Eh, care-i treaba? Ți-a fost urât să stai singur aici? Nu ți-a fost urât, nu? Eh, eu ți-am adus să spun, în față să spun, ribe aici, cum pun cărăușă, pun la cai, pun brațul cu fân. Da, asta e frumos tare. Da. Și ăsta de aici e frumos tare, uitați. Ia uitați-l, frumos arată, da. Eh, ies de o mâncare, de o zacuscă așa, rapidă, și e mult stric. Eh, am schimbat locația de acolo și ia uitați-o lecuță că am ajuns în altă parte. Eh, și de la distanță am zis că gata, au început să apară ghebele, dar nu schiebe astea. Am mai găsit 3 mestecăneri, crânțănitori, și nu știu dacă o să mai găsesc ceva, pentru că a fost frig, 6-7 grade, de când a fost ultima dată, da, nu prea mai, ori au fost alții mai harnici. Spera Anța moare ultima. Da, am zis că dacă tot îi sprisiară de acum, zic să pierd ziua toată ziua, câteva ori. Da, asta și aici.
Da. Da. E, dacă o să găsesc ceva, o să vă arăt. Ia uitați, are o pânișoară roșie, dar nu. Asta nu e bună. E o trăvitoare, vedeți, are coada roșie. Deci asta nu este bună, e frumoasă, ochioasă, dar nu. Deci care are roșu ăsta aici, nu e comestibil. E, aici a fost ceva. Ia uitați-o de acuță că și coja aici. Asta a fost hrib mare, puternic aici. Ia, lași eu cu dat jos de pe el. Hai, unde ești, mă? Frățioare, unde ești, frățioare? Mă uit pe jurul aici, poate mai rămas vreun hrib stinghiar, vreun frate de-al ăsta. Ia, mă bag pe aici prin tihărăile astea. Nimic deosebit. Nimic. Mi-a pe aici cocoșat. Ce-o fi fost ăsta? S-a fost un hribare? Opa! Numai pălăria, cred că, de la hribul ăsta. Am răsturnat și mestecănienii. Aha! Ia uitați, aici e. Ăsta e rădăcina lui. Și astea aici, ia să văd eu. Ia să văd eu și astea. Ai, nu. Nu. Nu sunt comestibile. Cam greu să mai găsim, pentru că, cum am zis, temperatura scăzută, multă lume, de foame mare, dacă toată vara am fost oropsiți de ciuperci, de bureți, acum poftile, au intervenit poftile și toată lumea ar mânca câte un burete. Ar pune la congelator, la ladă, pe iarnă, fac o zacuscă. De. Ce a fost ăsta aici? Opa, sau este? O pocnit. Ăsta a fost un mestecănean. Da. Pocnit din cauza umidității. Da, aici nu prea am văzut. Am văzut două mașini, dar nu. Probabil că o văzut că nu prea este marfă, o plecat. Da, dimineața e baza. Acum pe seară doar întârziați și mai vin la bureț. Ei, cred că ăsta e hrib. Cred că ăsta este hrib. Și nu-i numai unul. Ia uitați-le. Ia uitați-le. Ia. Ia. Și nu sunt numai doi, că ia uitați, are și un puiuț, ia. Da. Ia uitați. Ia. Da, frumos, domne. Frumos. Ia. Opa, s-a dus ăla micu. Ăla micu s-a dus, dar nu-i problemă. Să mă mai uit pe aici, prin zonă. Trebuie să mai fie. Bă, unde sunteți restul? Hai, la mine adunarea. Ia. Ia uitați aici, ia uitați, râioși ăștia, ia uitați râioși ăștia. Ia să mă uit și după hrib, că de obicei în zonele astea care sunt prielnice pentru dezvoltare, opa, ce avem aici? Aici avem, dar vine că aici să-i găsit, ia. Ia uitați o lecuță, că niște punișoare verzi, mov, albastri, cum să este? Aici este zvers. Ia. Doamne, dar ce fain. Ia uitați o leacă. Ia uitați cum arată. Super. Da. Ia uitați-le, ce frumoasă ia. Astea merg la zacuscă din numai. Ia să le pun aici. Opa, așa. Da. Trei pânișoare. Frumoase.
Ies numai eu prin jur pe aici, că s-ar putea să mai găsesc. Acolo nu. Acolo nu. Ia să vedem. Să ne uităm atent. Aici ce este asta? Ce este asta? Nu, nu e bun. Nu e bun. Nu e bun. Da, atenție la neatenție. Eh, tot găsesc ceva și aici, în zona asta. E să mă învârt pe aici. Da, ăla-i trecut. Aici încă n-au apărut iebile. Nu. Ia să văd. Aici, în zona asta, nu e nimic. Nu e nimic. Mergem mai departe. Aici sunt urme. Urme de hrib care i-au curățat. Ia să mă mai uit atent. Poate totuși a mai rămas ceva. Da. Aici necomestibil, necomestibil. Ia să mai vedem. Aici, opa, ce avem aici? Asta este comestibil. Asta este comestibil. Ia uitați, ia. Da. Așa, ia să vedem. Pe aici, prin zonă. Pe aici, prin zonă, țin minte că am mai găsit anii din urmă. Și trebuie să mai găsesc și acum. Și asta aici? Și asta nu, asta nu-i comestibil. Nu. Nu, e să mă uit așa prin verdețurile astea. Da. Ce avem noi aici? Aici avem un... Opa, așa. Ia să vedem noi. Este cânean? Sau este iuțar? Nu. Da. Aici ce avem? Bun, și ăsta. Am lăsat găleata că nu pot să lucrez. Nu mai trebuie o mână. Sper să o găsesc. E neagră? Na. Ceva pe aici? Ribușori? Ei, nu. E, am crezut că-s ghebile astea, de la cioata asta, dar nu. Nu, iarăși m-am înșelat. M-am înșelat. E, acum trebuie să apară și ghebile, că... Acum se face octombrie și ninge. Deja au nins prin unele zone, la munte. Dacă a fost la noi 6-7 grade dimineața, cât o mai trebuie? 2-3 grade. Mai puțin și s-a transformat în lapoviță și ninsoare. Ce să mai dea cu așteptăm iarna. Ei! Da, am ajuns sus aici. Da, am ajuns sus. Știați cât vrei, cât vedeți cu ochi, că sunt mulți. Da. Ia uitați. Răpănoși de ăștia, râioși. Dar nu, aici e spre mari tihărăile, nu prea e mediu propice pentru dezvoltat ciuperci comestibile. Da. Tot merg. Față de piențele celelalte de pe unde am fost, aici mi se pare jucării, domne. Da. Acolo am fierbântat o leacă motoarele. Da. Aerotermile. Trebuie să... E, pe aici nici un hribușor. Nici un hribușor, nimic. O pânișoară aici, ia să văd asta.
Asta e frumos. Nu. Ăștia nu sunt comestibili. Ăsta să-i dăm de aici și cu el. Ia uitați-o. Ia să-l văd. E bun. Numai că e murdar, dar n-ar nimic. Băgăm aici la găleat. Ia să-i dăm pe aici, nu mai este ceva? Nu. Mergem mai departe. Am văzut de la distanță ceva și am zis că creștere ușoară, frumoase, dar nefolositoare. E să mă bag pe aici un pic, dacă tot am venit în zona asta. Opa, opa, ce am găsit aici? O, ăsta e mare, dar nu știu dacă o fi bună. Na, ia uitați-l. E plin. Nu. Mai sunt pe aici, cred că ceva. Asta s-ar putea să fie bun. A răsturnat la găleat. Na. Asta cred că e bun. Asta e bun. Plin de pământ. Dar n-am ce-i face. Așa. Ia să vedem. Mai sunt pe aici, mai sunt. Măcar de ăștia să strângă. Aici sunt mulți, ia uitați. Ia uitați aici. Ia uitați. Da. Ia uitați. Ăsta nu e bun. Se cunoaște că e trecut, e terminat. Totuși mă mir că la temperaturile astea n-ar fi trebuit să... Da. Ia uitați aici. Ia uitați-o de aici. Ăsta și aici. Nu. Nu. E rău. Ăsta. E rău. Ăsta l-ați cum ăsta. Ia să văd. Este aici. Material. Ia să vedem. Nu. Nu e bun. Degeaba este dacă îți pătrunși. Ia să vedem ăsta. Are și ăsta. Ar fi fost bun înăuntru. Ne stăm aici. Ăsta și ăsta are? Nu. Da, nu știu că nenii ăștia. Să ies de ăsta mare. Pălăriosul, ia să văd. Mamă, dar și aici. Ia uitați că aici e bune. Dar mai e numai pălăria asta. Voi iau asta. Dacă mai rămâne ceva din ea, până acasă nu se zdrobește tot. Nu, asta e rău. Ia uitați aici cât de frumoasă astea. Da. Rămâneți cu bine, tată. N-am treabă eu cu voi. Da. Aici am găsit odată, cred că am un videoclip pus pe canal, cum am venit aici, am ajuns cu mașina până sus. Atunci când am bătut, cred că așa se cheamă videoclip, am bătut recordul la strâns hrip, cred că. Doamne, dar și era aici. Deci și era pe aici, nu am văzut așa ceva. Anul ăsta am mai slăbuț o treabă. N-am venit eu când trebuie. Că dacă prins când ies atunci așa, nu a dat lumea de ei, vă dați seama că găsești de timpiedici. Dar e bine așa, un pic de mișcare, că și așa, sunt un pic supraponderal. Da, ia uitați, altă colonie aici, ia uitați cum arată el. Ia, poftim. Și ies în continuare, vă dați seama, toată vara au stat și au așteptat
se eclozieze, să iasă din miceliu. Opa, opa, iese mai ce și iese. Asta este un hrib. Este un hrib, asta e, că l-am văzut. E, zic eu. Ia să mai ne uităm în jur pe aici, că trebuie să mai fie. Trebuie să mai fie hribi. E, eu de obicei când găsesc unul, las găleata sau ce am eu, coșul, în locul respectiv și mă învârt. Mă învârt pentru că am bun și de repier. Ce se întâmplă, hribii îi cresc în colonii. Și unde îi găsești unul, posibilitatea este mare de a mai găsi și alții. Da. Așa că aminte, luați aminte. Pentru cei care nu știți, da, majoritatea care sunteți burețari și mergeți să culegeți hribi, sigur știți lucrul ăsta. Da, aici am găsit anii trecuți, pe lângă fagul ăsta așa secular, ia uitați-l, ia uitați-l cât e de mare. Da. Eh. Acum, spre găleată, nu? Opa, unde-i? Uite, nu mai găsesc. Eu cu comentariile în ele, cu ochii prin copaci și pe jos, după hrib, dacă pierd găleata. Dar chiar nu ne-am întâlnit cu nimeni pe aici până acum. Am văzut niște mașini, dar e și târziu, e seara de acum. Vă dați seama că lumea care a avut de venit, a venit până la ora asta. E, iar cu ochii după ghebi. Dar nu. Nu sunt ghebi aici. Încă nu. Încă nu, pe la cioatele astea încă n-au apărut. Ia să mai vedem. Mai căutăm. Și acolo așa de mult, alb. M-a atras atenție aici. Vor fi și bune printre ele? Nu cred. Nu prea. Asta ce e aici? Nu-i bun. Nu-i comestibil. Nu. Nu. Aici. Ce este asta? Nu e bună nici asta. Nu e bună. Nici asta nu e bună. Din iarbă. Nu e bună. Aici au fost cineva. Ia uitați o lecuță că și-a curățat. Și-a fost hrib. Și-a fost eu? Nu cred. Nu. Nu, n-am fost eu că trebuia să am ceva în găleată. Asta a fost mare aici. După cum văd eu după coadă. Da. E să mă uit prin jur. Că sigur mai are vreun frățior. Ce v-am zis eu? Ce v-am zis eu? Ia uitați-l! Ia uitați-l! Ia uitați-l! L-am găsit! Aici ce mai este? Opa! Ăsta e crescut în pământ, domnule! Ia uitați-l și pe ăsta! A, ce ziceam? De colonie! Da! Doi grăsani! Ia să văd! Trebuie să mai fie! Ia să-i pun așa necurățați, uite pe aici, mai curăța cineva, ia! Mai sunt ceva cozi! Da, mai sunt ceva cozi pe aici, cotoare. Da, și o să mai curăț eu acum. Ia să mă uit, de jur împrejur. Am lăsat găleata și scanăm zona. Să scanăm zona. Este cu risc seismic crescut de hribi. Da, n-am niciun semnal sonor. Că ar mai fi. Eh, dar e bun, totuși. Dacă am găsit și eu doi, înseamnă că e bine. Aici ce mai este? Ia să vedem, sunt doi mestecăneni. Ăsta leu, ăsta nu. Da. Ăsta merge. Ia, încă unul, ia. Ia, încă unul, ia. Ia, uite, tatăl.
E frate cu ăștia. Ia uitați-l. Da. Deci, l-am găsit și pe al treilea aici, în zona asta. Hai să văd, să-l curăț pe ăsta și pe unul mai căută. Ei, încă unul. Ia uitați, tot aici în zona. Da. Tot aici în zona, ia uitați-l. Da, ia să mă holbez. Mă holbez, bine că ia cu să-și înserează. Aici un mestecănel. Da, să-l las în pace. Ia să mă mai uit pe aici după hribi. Ah, ăștia m-au atras aici. M-au atras atenția. Da. Aici iară un mestecănean. Da. Hribi, hribi la mine adunare. Hai toată lumea. Hai că vă duc la căldurică, la uleiuț, la tigăică, la borcanel. Facem, vă fac vedete. Hai, unde sunteți? Nu mai sunteți? Ah, ia uitați aici, iar. Iar mestecănen dintre ăștia. Ăsta, cred că i-am dat cu piciorul. Ar fi bun și ăsta. Ia să-i luăm. Au pământ pe ei, numai. Ia uitați cum stau aici. Să facem alegeri. Să facem alegeri, ia. Ia. Op. Mamă, dar și aici și pământ are pe el. Am de spalat la ei. E-s curat, e-s bun. Pe dedesubt. Da. Ia uitați aici. Ia uitați. Ia. Ia uitați și aici. Ia. Ia. Mamă, mamă. Ia. Ia să-i dăm. Ia uitați. Ei sunt oameni prin pădure. Am zis că nu ne întâlnim. Ia că ne-am întâlnit. Da. Ia uitați, aici spectacol, spectacolul naturii. Spectacolul naturii. Alt spectacol al naturii. Ia uitați aici. Ia uitați. Câte zi frumoase cum stau. Opa. Trebuie să-l găsesc eu și pe aici. Trebuia, nu? Ia să mă mai uit pe aici, prin zonă. Trebuie să mai fie. Ia să-l vedem, nu să știi aici. E tot hribuț, e hribuț, da? E cam mai slăbuț, așa. E bun. Pune aici, la casacoș. Ia aici. Ia să vedem. Nu mai este pe aici? Trebuie să mai fie vreo, nu se poate, dacă am găsit unul. Iotele, iotele. Nu, trebuie să lăsi o găleată jos. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Frumos. Da. Trebuie să mai găsesc, nu se poate. Trebuie să mai știi vreo unul. Aici și. Nu. Așa, lăsăm găleată aici. Și o facem un tur. Da. Fu, ochi. Sunt camuflați, domnule. Sunt haine de camuflaj. Da, șmecher, ca să nu-i vedem. Da, învârtă-te mie aici așa ca titerezul. În loc. Da. Nimica l-au fost singur. Opa, opa, ce-am văzut, ia uitați, ia, doi bucăți, trei, ia uitați, oh, ia uitați-o și pe a patru, patru, ia, doamne, ia uitați aici, te-am văzut, ia să vedem, sigur mai sunt, ia să mă mai uit, să mă mai uit pe aici, opa, nu, acolo e frunze. Acolo-i frunze. Ia. Sigur cred că mai sunt, dar nu-i văd eu. Ia să... I-am lăsat jos și cred că nu-i mai găsesc. Ia să iau totuși găleată de aici. Da. Ia să văd, să văd așa.
Unde i-am lăsat, frate? Păi na, nu mai găsesc eu. Cum să nu găsesc? Aici sunt. Ia uitați. Ia să-i cură, să-i bag la găleată. Iar altul. Ia să-i dea. Frumos, domne. Iar îl las găleata, iar controlez zona. Ce a fost aici? Nu a fost nimic, pânișoară acolo ea. Da, dar nu. Acolo altele. Aici altele. Nu. Eu cu hribi. Eu cu hribi. Da. Ia să mergem așa. Caut găleata. Unde ești, mă? Duci. Chiar singur ai fost aici, mă? Niciunul? Asta și nu. Nu. Și ori fi astea aici negri. Așa ceva n-am văzut până acum. Ia uitați. Opa. Dar sunt negri, tăti, urâte. Sunt negri, urâte. Ia. Am văzut acolo? Nu. E frunză. Numai hrib văd și noaptea prin somn. Opa! Ăla nu-i hrib, nu? Nu-i hrib ăsta de aici. Nu. Nu. Da. Mă prinde noaptea. Mă prinde noaptea în pădure, să vedeți. Numai. Mă prind eu noaptea. Jale. Jale cu jumare. Ei, dacă ăsta e hrib, dar n-are cum să fie hrib. Cât e de mare aici. Pălăriosul. Pălăriosul, da, și alți pălărioși. Da, nu. M-am impacientat de pomană. Eu frumos pe drum și direcția casă. Iar un spectacol al naturii. Ia uitați-mă un pic aici. Ia. Ce e aici? Ăsta cred că sunt... Ăsta cred că... Nu, dar nu-i Pleurotus. Nu. Aici o să facă ghebe. O să se facă, da. Ia uitați, aici un alt spectacol, ea, al naturii cu iasca asta. Asta o mai las un pic la iarnă și să vin să o iau pentru pus în afumător, pentru albini, pentru a le calma. Da, e, cam aici e treaba cu găleata, ia uitați-o, ea. E bine, e foarte bine, cu ce am găsit în zona cealaltă o să ias o zacuscă pe cinste. Da, e. Dacă nu, în zilele următoare, dacă nu o să plouă, o să pot să coc ardei și o să facem zacuscă. Așa că, pentru seara asta de aici, din pădure, e suficient. Fucuța acasă, că e târziu.